mulțumit că am avut reacție după o săptămână de când am venit acasă proastă. În această săptămână, cu discuții, cu certuri, cu una, cu alta, văd că lucrurile a revenit la normal acum și sper că acum, cu victoria aceasta, să ne căpătăm, să ne adaptăm și noi, că am tot stat în pregătiri. Pare rău, într-un fel, știu că Ploieștiul are o echipă frumoasă și un club frumos și îmi pare rău că sunteți într-o situație dificilă și sper să reglați lucrurile, să puneți la punct, pentru că e important pentru fotbal românesc. În fel, nu puteți candida la titlu? Nu, n-am zis că nu candidăm, că avem cele mai mici șanse. Suntem cei mai mici și ăsta e adevărul, nu? Cei mai tineri, să zicem, că și Dinamo e tânăr acum, și noi suntem tineri, nu avem experiența celor, cum sunt cluburile, toate celelalte care sunt. Sunt mult mai vechi, mult mai experimentate decât noi. Noi știm doar că suntem buni. Suntem buni și dacă o să rămânem pe spiritul care l-am avut, eu zic că putem fi periculoși, dar șansele cele mai mici le avem noi. Așa o văd eu, cred că am atâta experiență fotbalistică și ca să pot să zic câte un lucru. Și eu când spun, nu spun ceva să fie altceva, dar știu și în același moment că nimic nu e imposibil în viață. Și tot timpul mie îmi place să, de la un meci la altul, să mai schimb, pentru că lotul e un lot, eu cred în ei, de-aia am 20 ceva de jucători și trebuie să din când în când să dai posibilitatea și celuilalt să demonstreze. Și dacă ne mai întâlnim în viață, eu zic că o să stăm la o cafea împreună, că suntem prieteni, am rămas prieteni. Asta e lucrul meu care am cu jucătorii, să mă despart în condiții bune. În rest, Pablo, știți, era un jucător care știa campionatul, a venit foarte târziu și ușor, ușor își capătă și el ritmul, intensitatea jocului, antrenamentele, cum antrenez, că și eu probabil antrenez mai fiecare antrenor are stilul lui și el le absorbe ușor, ușor, stă mult de vorbă cu ei, cu cei care au venit ăștia băieții noi, care trebuie să-i adaptăm, primul lucru care trebuie să vorbim mult cu el, să le spunem cum jucăm. Pentru că la noi, vrei, nu vrei, e un fotbal greu, care jucăm mult cu mingea. Iar când ai mingea, ai o presiune enormă și trebuie jucătorul să nu dăm, căutate că asta mai da lungă și pe a doua, dar noi începem, vrem să avem mingea tot timpul. Și e un fotbal dificil, nu e ușor. Eu cred că avem un lot bun, echilibrat, jucători care joacă 2-3 posturi, și mergem pe aceeași linie, vom rota tinerii cu experiența, dar clubul nostru totdeauna va rămâne, va da o prioritate importantă celor tineri, pentru că am investit în tineri, proiectul nostru asta e, un proiect mare, care cred că încă o dată, sau pe această cale pot să vă spun că investiția cea mai mare la clubul nostru față de toate cluburile e în tineri. Așa ca să mai afle unul și altul. Noi am cheltuit în 7 ani 7 milioane. La noi bugetul pe an, la copii și juniori, e de 1 milion de euro pe an. Asta am băgat, în afară de investiții, în afară de alte lucruri. La noi cred eu că în viitor o să vină lucrurile frumoase, pentru că ne aprovizionăm foarte mult de jos. Suntem clubul care avem 9 jucători din afară, 9 jucători în momentul de față din lotul de 25 câți avem, 23, 9 jucători de afară și restul toți sunt din pepinieră, din crescuți în casă. E un concept. Mi-a plăcut Ajax-ul, am jucat la Barcelona și încerc să fac ceva. O caracterizare a meciului din partea unui șumă. Petrol a avut o atitudine foarte bună la acest meci. Felicit jucătorii care au fost cei care au intrat în teren. Felicit toți oamenii care au fost pe margine, pentru că au fost lângă echipă și s-a văzut că sunt cu adevărat o echipă. Felicit oamenii din tribună care ne-au susținut din primul minut până în ultimul și sper ca în continuare să creadă în noi, pentru că încercăm să facem un lucru extraordinar, încercăm să aducem puncte și sper să o facem la meciul cu Timișoara. Echipa a avut o creștere foarte mare față de primul meci, cu tot cu anumite greșeli pe care le-am făcut, sper să le evităm în următoarele meciuri, pentru că următoarele meciuri sunt foarte importante. Vom intra în play-out și atunci nu vor mai fi înjumătățite punctele, vor fi un punct sau trei.
Dacă primeam niște goluri pe niște faze lucrate ale viitorului, puteam să spun, dar niște greșeli foarte ușoare, sper, o să le analizez la ședința tehnică cu jucătorii și sper să le remediem cât mai repede. Greșeli pentru că, da, dădeam într-o minge, era mult mai ușor pentru că a avut un jucător mingea și atunci dacă dădea în ea, departe de poartă, atunci era mult mai ușor și poate... Dar nu putem să spunem că au avut și alte ocazii în care puteau să marcheze, dar la fel. Și noi am jucat destul de bine, am încercat să ținem pieptul unei echipe destul de bune. Cum ar putea echipa să ajungă la nivelul ăla, optim, în toate punctele de vedere? Eu cred că echipa este și momentul ăsta, doar că are... o problemă, ne câștigând meciuri, ne aducând puncte și jucătorii care au rămas și jucătorii care au venit, este o presiune destul de mare pe toți jucătorii. Cred că orice ce victorie îi descătușează din orice presiune și atunci venind o victorie și sper să vină cât mai repede și sper să vină vineri cu Timișoara, atunci jucătorii sunt sigur că vor evolua din ce în ce mai bine. Paolucci trebuia să dea penalti, Zubir și-a cerut iertare pentru atitudinea lui, a venit și mi-a spus că, mister, îmi pare rău, mă simțeam eu bine și de-aia am încercat să bat penalti, dar el știa pentru că cine bate penalti. A venit și a cerut scuze, îmi pare bine că sunt jucători care au încredere și vor să facă lucrul ăsta în momentul respectiv și asta contează foarte mult pentru că îmi dă încredere mie pentru viitoarele meciuri că sunt jucători care își doresc mult mai mult decât au. Că nu mai avem timp de așteptat, mai sunt 16 meciuri, 15 meciuri, scuze. Și atunci sper ca fiecare meci în parte să-l tratăm ca atare și să încercăm din tot sufletul să aducem puncte, că asta contează foarte mult. Vă dați seama că sunt momente când nu poți să nu vezi anumite lucruri. Eu sper ca să fie niște greșeli normale, fără să nu putem să dăm vina pe arbitraj astăzi. Deci nu arbitrajul ne-a băgat mingea în poartă. Mici probleme, mici țineri, mici lucruri pe care puteau să le evite, dar pe mine mă interesează mai mult ce joacă echipa mea și ce face echipa mea. Eu pot să vă spun că după meci s-a terminat meciul și după 20 de minute erau toți jucătorii, nu se dezbrăcase și erau toți cu capul plecat pentru că au simțit și ei că poate să facă lucrul ăsta în acest meci, poate să aducă punct sau puncte. I-am simțit și pe ei dornici și înainte de meci. Eu sunt fericit că suporterii sunt lângă echipă, sunt fericit că suporterii au țipat la acest meci, sunt fericit că după meci i-a chemat și i-a încurajat. Sper că la fiecare meci să se întâmple lucrul ăsta, că jucătorii 100% vor avea atitudine pozitivă și la meci vor crește. Nu stau niciodată pe bancă pentru că mai mult sunt conectat din prima clipă și vreau să le insuflu jucătorilor mei dorința mea pe care eu o am și am avut-o ca și jucător ca fiecare meci să-l joc la victorie.